altcineva. Când e al lui Dumnezeu, atunci înțelegem că a înflăcăra darul lui Dumnezeu este o nevoie. Este ceva sfânt care l-a primit de la el și duc pentru el. Ca să înflăcărezi darul, să nu-ți fie rușine, să nu renunți din pricina suferințelor, să citești Biblia. Treptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, ține-l cu credință și dragostea care este în Hristos Iisus. Citește-ți Biblia, dragul meu. Un om care face lucrarea lui Dumnezeu cunoaște cuvântul Dumnezeu. Apoi, versetul 14 spune, lucrul acesta bun care ți-am fost încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Ascultă vocea Duhului Sfânt. Ascultă vocea Duhului Sfânt. Dacă Duhul lui Dumnezeu ți-a spus că ți s-a sfârșit alergarea, dragul meu, atunci oprește-te. Dar dacă Duhul lui Dumnezeu nu spune că e gata pentru tine, că nu mai este lucrare în Sighet, că nu mai este în Gherla, că nu mai este în România, dragul meu, cere ca Duhul de putere, de dragoste și de chipzuință să te ajute să te înflăcărezi. Amin? Nu renunțați la slujire. Și în ultimul, nu în ultimul rând, în spinalul acestui capitol, spune versetul 15, știi că cei ce sunt în Asia, toți m-au găsit. Între alții și Figel și Ermogen. Care este soluția? Să renunțăm și noi? Să-L părăsim și noi? Apostolul Pavel vine și spune, nu te lua după cei care renunță. Nu te lua după cei care se opresc. Pentru că spune mai departe, Domnul să-și verse îndurarea peste casa lui Onisifor, căci de multe ori m-am mângâiat și nu i-a fost rușine de lanțul meu. Nu numai atât, dar când a fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. Dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat El în Efes. Cei din Asia m-au părăsit, dar atunci când mă uit la casa lui Onisifor, atunci când mă uit la cei de lângă mine, cât ajutor mi-au dat. Nu te uita, dragul meu, la cei care renunță. Nu te scuza repede cu cei care au trecut și ei. Au făcut și ei ceva. Acum s-a sfârșit. Și uite-te la cei care și-au pus casa, și-au pus viața, și-au pus tot talentul în slujba lui Dumnezeu. Și despre care rămân cuvinte frumoase pe paginile Sfintei Scripturi. Și vor rămâne cuvinte frumoase după tine. Și la care se vor uita oamenii și vor spune așa aș vrea să fiu și eu. Așa aș vrea să fiu și eu. Să dea Dumnezeu să căpătați îndurare de la Domnul în ziua aceea. Știți de ce? Pentru că ai luat darul lui Dumnezeu, ai luat darul lui Dumnezeu și l-ai pus în negoț. Prin Duh de putere, prin Duh de dragoste, prin Duh de chipzuință. Și când a venit suferința, când au venit necazurile, când au venit alții în jurul tău care l-au părăsit pe Hristos, tu ai zis, nu. Eu vreau să înflăcărez darul. Când toți renunță, când toți se lasă, când toți se duc încoace și încolo, eu înflăcărez darul lui Dumnezeu. Pentru că vreau să ajung în ziua aceea. Și dacă e să aștept vreo răsplată, dacă e să aștept ceva, am să aștept de la Dumnezeu. Și știu că El îmi va da, spune cuvântul. Nu lipsi de niciun dar pe cei de lângă tine. Pentru că nu este al tău, este al lui Dumnezeu. Cercetează-te, dragul meu, în această după-amiază. Uite-te la viața ta. Uite-te la darul lui Dumnezeu care ți-a fost încredințat. Și pune-l în negoț. Cere putere prin Duhul Sfânt. Duh de putere. Duh de dragoste. Duh de chipzuință. Și fă lucrarea sfântă. Împlinește schemarea sfântă. Nu scumpătate până la cap. Și în ziua aceea, vei fi binecuvântat. Tu și toți aceia care au mers până la capăt. Punând darul lui Dumnezeu în negoț. El să vă binecuvinteze. Și să ne ajute pe toți să ajungem să primim răsplata în ziua aceea, din mâna prea Sfântului Tatăl. Amin. Amin.